Peste 200 de persoane s-au înscris pe lista de așteptare pentru operația fără bisturiu, procedura medicală în curs de implementare la Spitalul de Neurochirurgie. Laboratorul de radiochirurgie stereotactică de tip Gamma Knife a devenit funcțional în această toamnă, în prezent fiind derulate lucrările de amenajare. Iașul va beneficia de una dintre cele mai performante proceduri medicale în domeniul neurochirurgiei, tratamentul fără bisturiu. Gamma Knife este una dintre cele mai avansate tipuri de radioterapie care oferă alternativa unui tratament non-invaziv, nedureros, care nu necesită anestezie și care permite externarea pacienților în aceeași zi a intervenției. Proiect la care s-a lucrat de timp de peste 3 ani de zile. Și iată că zilele următoare suntem spre finalizarea acestui proiect din punct de vedere tehnic, dacă vorbiți fizic. Sistemul de radiochirurgie de tip Gamma Knife a fost deja livrat și se instalează în aceste zile. Lucrările de amenajare sunt finalizate în proporție de peste 80%, se fac ultimele finisaje în momentul de față. Și nu vorbim numai de buncărul în care va fi amplasat acest sistem, care este o construcție deosebită prin caracteristicile pe care le are. Acest buncăr s-a construit în interiorul spitalului. Practic am făcut ca o casă în casă. Sistemul în sine cântărește 38 de tone și lucrează cu 192 surse de cobalt distribuite la 270 de grade. Sistemul topește practic leziunea tumorală cu o precizie de 0,01 mm. În țară, doar Bucureștiul mai beneficiază de un astfel de dispozitiv, însă nu ajunge la asemenea performanțe. Anual, doar 450 de pacienți beneficiază de iradierea tumorii, deși peste 7700 de persoane au nevoie de o asemenea procedură. Da. Valoarea proiectului este de aproximativ 5,5 milioane de euro, însemnând 4 milioane 250 de mii de euro sistemul în sine și aproape 1 milion de euro buncărul. Deci undeva pe ei se învârte, nu știu suma cu exactitate. Dar, într-adevăr, nu cred că putem cuantifica în bani exact. Viața unui om. Și aici nu vorbim de a salva sau de a ameliora sau de a crește calitatea vieții unui singur pacient, ci a generației de aici încolo. Prezența acestui aparat în Iași nu rezolvă nevoia de radioterapie la nivel național. Se estimează că împreună cu Republica Moldova sunt aproape 9.000 de persoane ce așteaptă operații ale leziunilor aflate în zone vitale.